Când este necesară montarea stentului în cazul infarctului miocardic? Ca metodă de elecție și cea mai modernă metodă de tratament a unui infarct miocardic este așa zisă revascularizare. Revascularizarea presupune restabilirea circulației prin arterele inimii blocate. Ea poate fi farmacologică și mecanică. Dacă unui pacient nu reușește să instaleze un stent timp de primele 2 ore de la apariția durerilor sau după primul contact cu pacientul, atunci este bine să administrăm medicamente care dizolvă acest tromb, să facem așa zisă tromboliză, ulterior să transportăm pacientul spre un centru care este capabil să implanteze sub această sau placă care îngustează vasul și formează tromb, un stent. Deci angioplastia cu stent este cea mai sigură metodă de tratament modernă a unui infarct miocardic. Ea trebuie aplicată cât mai rapid posibil și doar atunci pacientul se va recupera definitiv. În cazul în care pacientul se adresează la timp, după apariția durerilor retrosternale, solicită serviciul 112 care administrează medicație care previne formarea trombilor, care reduce din necesitățile inimii în oxigen, care reduce tensiunea arterială în cazul în care ea este mare, imediat transportă pacientul spre un centru capabil să implanteze un stent, atunci sechelele infarctului sunt minimale și practic pacientul poate să se întoarcă la un mod de viață activ în câteva săptămâni.